Doamne, ocrotește-i pe români și adu-le în suflet multă sănătate și multă iubire. Pentru că astăzi este o zi importantă pentru cei ce poartă numele de Andrei, de Andreea, le spunem tuturor la mulți ani cu bucurii și cu tot ce este mai bun și mai frumos. Iar mâine este 1 decembrie, este Ziua Națională a României, este ziua noastră. La mulți ani români din țară și din străinătate. Pentru dumneavoastră, cei din fața micul ecran, pregătim o emisiune cu totul și cu totul specială. Ne întâlnim în această seară cu tinerii interpreți aflați la început de drum, dar ne aduc bucurie prin cântec și interpreții care întotdeauna au știut să dea strălucire cântecului popular. Veți asculta în această seară, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cântece din toate zonele folclorice ale țării. Mă bucur din suflet pentru că, iată, platoul emisiunii noastre Rămășa pe Folclor este încărcat de drag, este încărcat de iubire, este încărcat cu mult patriotism și încărcat cu iubirea copiilor noștri care se apleacă cu drag către cântecul popular. Vreau să-i spun pentru început bună seara și bun venit unei artiste foarte cunoscute. O artistă care de fiecare dată a adus de pe meleagurile bănățene cele mai frumoase cântece. Un om care cunoaște extraordinar de bine latura asta a radioului, a televiziunii, pentru că de multe ori a știut să-i pună în cea mai frumoasă lumină pe interpreții de muzică populară. Doamna Valeria Arnăutu, să rămână la mulți ani! Bună seara, Georgel, la mulți ani ție, la mulți ani România, la mulți ani dragi români! Am venit ca de fiecare dată aici la Etno TV cu dragoste, cu bucurie, cu dragostea de a dărui publicului cele mai frumoase cântece, rodul muncii noastre, dar în această seară avem un prilej de sărbătoare, chiar dacă nu-l cheamă Andrei, unul dintre copiii mei, așa îmi place mie să le spun, celor cărora le îndrum pașii. Alex Staicu, deci este vorba, dar Alex puțin Staicu mai târziu, este sărbătorit. Da, puțin la mai momentul vorbim el potrivit. Și avem și o surpriză pentru Alex al nostru. Așa este, din câte știu, în 20 a fost ziua lui, nu? 26, da. Vom vorbi și cu tine, Alex, dar în această seară, doamna Valeria, ne propuneți câteva flori, dați-mi voie să spun așa, din grădina cântecului popular. Alexandru Staicu este cu noi și îi spunem la mulți ani, dar vă rog frumos să îl ajutați cu un microfon. Ia, Alexandru Recolciuc, ajută-mă, hai, cu acest microfon, că avem destule microfoane. La mulți ani, în primul rând, să trăiești și să te bucuri de cei dragi și îți mulțumesc mult de tot că ești în această seară aici. Mulțumesc, o să vin de fiecare dată cu drag, cu voie bună și o să vin să cânt pentru toți telespectatorii cântece frumoase și de la mine din Telorman. Așa, din Telormanul tău ne-aduci cântece frumoase. Dar iată că pe ultima sută de metri a venit și Alessia Nicolae. Așa sunt artiștii, vin pe ultima sută de metri, că ei știu ce au de făcut. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Vreau să-i urez lui Alex la mulți ani să fie sănătos și fericit. Mulțumesc. Și frățiorului meu, pentru că astăzi este ziua lui de nume, îl cheamă Andrei. Poartă numele Sfântului Andrei. A, la mulți ani să trăiască frățiorul, să te bucuri de el. Maria Bejan a venit și ea îmbrăcată frumos cu o coroniță așa de flori, flori roșii, ca nu cumva să se deoache. Bună seara, la mulți ani! Bună seara, mulțumesc! Este ziua surorii mele și aș vrea să-i urez la mulți ani, precum vreau să-i urez și lui Alex. Întrăsuța aia ai ceva? Ce? A, un CD și în punguță ce ai? În punguță, în punguță. Mă gândesc că e un cadou pentru Alex, nu? Da. Păi te rog să-i dai cadou. Mulțumesc. Și poți să-i dai și CD-ul dacă e un album cu tine, da? Nu îl dai, este al tău ăla. Bun, Denisa Ioniță este cu noi, o altă fată frumoasă, un copil cu mult, mult bun simț. Bună seara! Bună seara, mă bucur că am ajuns aici alături de dumneavoastră. Vreau să-i urez la mulți ani lui Alex și te-ți dau și un cadou. Mulțumesc. Să fii sănătos și tot ce dorești. Vreau să-i urez la mulți ani verișorului meu, Andrei, și tuturor celor care poartă numele de Sfântul Andrei. La sănătate. Mulți ani și din partea noastră pentru Andrei, pentru Andrei. Alessia, te rog să dai și tu cadou lui Alex.
Și vreau să fac și o dedicație pentru cea mai frumoasă fină a mea, pentru cea mai deșteaptă, pentru cea mai talentată fină. Și să-i doresc din tot sufletul meu multă sănătate, Andrei Capră. Andreea, pentru tine închin așa un pahar și îți dedic toate cântecele din această seară. Doamnelor și domnilor, ne cântă doamna Valeria Arnăutu și tinerii interpreți. Ascultați-i!
Bravo, măi, Maria! Măi, nu te-am întrebat, a cui este piesa asta? Că mi se pare o piesă foarte cunoscută, că nu mi-ai spus. A doamnei Valeria Arnăutu. Bravo, bravo, din repertoriul doamnei Valeria Arnăutu. Noi am avut această piesă și în duet, dar în această seară Maria a ținut neapărat să o cânte ea și eu m-am bucurat foarte tare. Așa-i, Mariuca? Foarte bine. Maria, da. Întotdeauna când interpretezi un cântec din repertoriul cuiva să spui, da? Că, da? Te-am întrebat că mi se părea cunoscută piesa și n-am vrut să trecem așa neobservat peste acest moment. Tu cânti foarte frumos, toți cântați foarte frumos și sunteți deosebiți și o vă apreciez din tot sufletul. M-am uitat și la Ionuț Idău, cu cât drag ascultă copiii, pentru că și el este tată și în această seară, dar puțin mai târziu, ne aduce cântece frumoase și cânte patriotic ne aduce. Ia zi, Ionuț! Bună seara, Georgel! Bună seara, dragi români! La mulți ani tuturor celor care poartă numele Andrei, Andreea! Ne bucurăm să fim la zi de sărbătoare în această emisiune frumoasă și să transmitem celor de acasă cântecele noastre, voia bună, dragostea de a fi român și
unitatea noastră a românilor este cel mai frumos lucru pe care l-au realizat strămoșii noștri la Alba Iulia în 1918. Foarte frumos ai spus, Ionuț, și îți mulțumesc că ai venit în această seară. Puțin mai târziu, cei din fața micilor ecrane vor asculta și cântecele tale și cântecele tuturor, și ale lui Alexandru Recolciuc, și ale doamnei Isaveta Bogdan, și ale domnului Florin Petruș, și ale Anei Maria Botezatu. Așadar, o seară de neuitat pentru dumneavoastră, dar acum prietena noastră, Denisa, se pregătește să vă aducă un cântec frumos și copiii din această seară, doar pentru dumneavoastră, cei din fața micului ecran, cântă! Parcă n-ai fi fost al meu și ție nu-ți pare rău. Măi, dragă Mărine,
pâinea care o mănânci, măi, dragă Mărite. Și ca vinul care îl bei, Mărine, Mărine, c-ai tot dispus să mă iei, măi, dragă Mărine. Las-o, las-o, las-o așa, Mărine, Mărine, că și eu m-oi mărita, măi, dragă Mărine. Mai la de-a de casa ta, Mărine, Mărine, și ți-o-i rupe inima, măi, dragă Mărine. Am revenit, dragi prieteni, la cea mai spectaculoasă emisiune de muzică și divertisment, Rămășa pe Folclor. Vreau înainte de toate să le mulțumesc și sponsorilor noștri. Mulțumim Cofetăriei Claus, mulțumim doamnei Adam, mulțumim Nea Vasile Cozonar, prietenul nostru minunat. Mulțumim Patiseriei Oltina pentru toate produsele puse la dispoziție. Mulțumim domnului Gheorghe Constantinescu, priceputul, cel care face cele mai bune mezeluri și îi mulțumim din toată inima noastră pentru sprijinul acordat. Mulțumim salonului Vigmar și doamnei Margareta Mihai. Te pupăm, Marga, și îți mulțumim. Mulțumim complexului turistic din localitatea Zărnești, județul Brașov, complexul turistic Maridor și oamenilor noștri dragi, doamnei Mariana și domnului Dorin Chiriac. Pentru că nu de mult timp a fost ziua tânărului interpret Alexandru Staicu, noi ne-am gândit să îi facem o surpriză și să îl îndulcim. Să-i oferim un tort din partea doamnei Valeria și din partea noastră. Și să-i cântăm și la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
Alex să trăiască, Alex să trăiască la mulți ani. Alex să trăiască și să înflorească la mulți ani. La mulți ani, Alex. Alex, am să te rog să-ți pui o dorință și să sufli în lumânări. Hai, hai, tare! Hai! Așa. Am să te întreb acum câți anișori împlinești. Ajutați-l cu microfonul. Împlinesc vârsta de 14 ani. La mulți ani, mulțumesc. Alex. Ai făcut buletinul? Încă nu. Încă nu. Mai puțin, da? Mai puțin. Nu, eu nu-l întreb dacă are o iubită, că să uite mami și tati și poate... Eu vreau să le mulțumim părinților lui, care te prețuiesc foarte mult și vreau să spun că Alex este un mare fan de-al tău. De când a fost vorba că se sărbătorește, a zis, da, dar eu vreau la Georgel. Mulțumesc, mulțumesc din suflet, Alex, le mulțumesc și părinților tăi și sunt convins că de tine vom mai auzi și de toți copiii din această seară vom auzi, pentru că ei sunt talentați, sunt copii foarte, foarte, cum să spun eu, silitori pentru cântecul popular. Să știți că are o sonerie, acel tor cu lumânări. Dă-mi, te rog frumos, pentru că tu ai pregătit un duet cu colega ta, cu Denisa, da? Eu Georgel, ai o fană pe stradă la mine, doamna Petra, care se uită la fiecare emisiune și te apreciază foarte, foarte mult. Îi transmitem multă sănătate și toată emisiunea. Doamna Petra, vă pup! Vă mulțumesc mult, mult de tot că ne urmăriți și că mă iubiți și pe mine. Eu am să mă duc să fac porții porții. Dar cine nu te iubește pe tine, George? Le mulțumesc tuturor celor care mă iubesc necondiționat. Și eu sunt convins că oamenii mă iubesc așa cum sunt eu, și cu bune și cu rele. Dar oamenii iubesc cel mai mult cântecul popular. Vă ascultăm! Să-i mele, că
de dor. Nu-ți lăsa părinții, frații, să te aștepte ani și ani. În lume nu mai sunt alții să-i poți cumpăra cu bani. Trebuie să vorbesc cu doamna Valeria Arnăutu, pentru că mie este tare, tare dragă. Este un om pe care îl prețuiesc și îi mulțumesc că a trecut în această seară cu acești copii talentați. Noi îți mulțumim, Georgel. Știi că prețuirea și respectul și dragostea noastră este reciprocă. N-am vrut să închei într-o notă tristă momentul nostru cu acești copii atât de frumoși, dar am ținut neapărat să dăruiesc acest cântec pe versuri de domnul Dorin Dumitriu tuturor românilor în orice colț de lume s-ar afla. Cred că fiecare avem părinți, avem frați și avem o căsuță părintească acolo undeva. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români! La mulți ani, doamna Valeria, la mulți ani, dragi telespectatori, la mulți ani, dragi români! Încă o dată vă mulțumesc mult de tot că ați trecut pe la noi.